Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi aici să susțineți această manifestație pașnică, o manifestație pentru stabilitatea Moldovei. Nici eu nu m-am așteptat că o să veniți astăzi aici într-un număr atât de mare. Am venit aici cu colegii mei pentru că noi suntem puternici în echipă. Stimați cetățeni, noi am reușit să avem în Parlamentul Moldovei o majoritate stabilă, o majoritate care va susține o guvernare pro-europeană. Dar va susține de azi înainte doar acea guvernare pro-europeană care va aduce în casele noastre liniște, ordine, stabilitate și bunăstare. Nu vom mai susține guvernarea care se acoperă cu lozinci pro-europene. Noi ne vom preocupa de oameni, de oamenii care ne reprezintă, de acea majoritate a cetățenilor Moldovei care au venit astăzi aici, în fața noastră. Voi sunteți vocea